Îmi place să joc în sistemul 4-3-3, o spune Gigi Mulțescu, antrenorul Petrolului, care vrea să reintroducă această formulă cât mai repede. Însă pentru asta, susține Mulțescu, e nevoie de jucători cu anumite calități. Unul dintre ei poate fi un olandez câștigător sezonul trecut al Cupei Olandei. Este vorba de Guillaume Fernandez, care a evoluat ultima oară la FC Zwolle, împrumutat de la Feyenoord Rotterdam. În finala Cupei, Fernandez a marcat de două ori în poarta celor de la Ajax, fiind unul dintre eroii acelei surprize. Posibilă achiziție se potrivește cu dorința lui Mulțescu, care vrea jucători străini acum sau la iarnă. Asta pentru că ei sunt mai ieftini, dar și mai buni decât românii. Până la noi achiziții, haita lui Mulțescu pregătește meciul cu Gazmetan Mediaș, dar și pauza de campionat, care va veni din cauza meciurilor naționale. Mulțescu a declarat că jucătorii vor avea parte de o pregătire centralizată la Crângul lui Bot, cu câte două antrenamente pe zi, în care să regleze problemele fizice și tactice. Iar după mini-cantonamentul de la Crâng, antrenorul Petrolului vrea un meci amical cu o formație din Liga Secundă, care stă în acea etapă.